Bună seara, stimați telespectatori, suntem la Economia 21 și analizăm principalele știri economice și politice ale zilei. Alături de mine, analistul economic Lucian Isar, invitată pe urmărirea emisiunii, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Bună seara! Avem, iată, 5 semnale, nu știu dacă de alarmă sau în ce fel le putem interpreta, dar apar niște semnale de alarmă ale directorului Direcției de Stabilitate Financiară din cadrul BNR, în cadrul unui forum, forumul pieței financiare, care atrage atenția asupra unor situații. Citez, avem problema intermedierii financiare scăzute, a incertitudinii cadrului legislativ pe care reprezintă un fel de glonț pe care ne-l tragem în picior cel puțin o dată la fiecare semestru. O altă problemă severă este creșterea competiției nebancare în legătură cu care băncile ar face bine să fie atente. Problema interdependenței ridicate între sectorul bancar și cel guvernamental poate duce la dificultăți pe termen scurt și mediu. Nu în ultimul rând, mai avem problema aderării la euro, care reprezintă mult mai mult decât simpla declarație că vrem să aderăm la euro. Nu pot să sar peste faptul că nici personalul bancar nu este pregătit adecvat pentru a identifica companiile care pot fi creditate, a declarat Eugen Rădulescu în cadrul acestui eveniment, cu niște punctaje, poate o să mai intrăm puțin în ele. Cum vi se pare amenințarea asta a sectorului nebancar, adică această atenționare a băncilor? Vedeți că vă fură plăcinta sau... Bine, domnul Rădulescu, ca toată lumea să înțeleagă cine este respectivul, a fost președinte la Czech Bank în momentul în care au semnat contractul cu transfer rapid firma nepotului domnului Isărescu și este cel care la un moment dat urla că euroleu va să ajungă la 2, n-a ajuns niciodată, respectiv în momentul în care era la 4, spunea că va ajunge la 6. Din această perspectivă este foarte puțin credibil ce lansează domnul Rădulescu, este doar unul dintre pionii domnului Isărescu prin care transmite anumite mesaje. Nu are nicio jenă să transmită genul ăsta de mesaje cu euroleu la 6, nimeni nu-i dă peste mână până nu se va schimba conducerea BNR și până la urmă așa trebuie înțeleasă această declarație. Sectorul nebancar și jucătorii moderni, până la urmă, nu mai sunt ceva, este o noutate doar pentru cei care fac vacanța doar în România și n-au ieșit nici măcar pentru litoralul bulgăresc din țară. Respectivii jucători au dimensiuni de câteva ori mai mari, dacă nu de zeci de ori mai mari, decât cea mai mare bancă din România. Nu sunt niște necunoscuți în piața mondială. Marea majoritate a utilizatorilor de servicii financiare din România, pentru că gândiți-vă că sunt foarte mulți români care operează în străinătate, ori au conturi în străinătate, ori chiar lucrează și au conturi în străinătate, i-au cunoscut deja. Din această perspectivă, sunt companii cu care românii deja au aflat că se pot face servicii bancare, atât de schimb valutar, precum și de plăți. Ca să nu mai vorbim de faptul că mulți dintre români au devenit deja eligibili pentru finanțări luate din străinătate, care sunt, desigur, la costuri mult mai mici decât cele din România. Este o noutate doar pentru domnul Rădulescu și este o știre pentru, probabil, cei care au participat la respectiva concurență, nu și pentru cetățenii români care au rude sau lucrează în străinătate. Momentan, și cu asta aș încheia, problema de intrare pe piață este exact Banca Națională. După cum știți, normele date de Banca Națională sunt complet diferite de cele din Uniunea Europeană, sunt mult mai rigide și nu permit anumitor jucători din afara României să activeze pe piața din România. Pe măsură ce decidentul politic va accelera spre aderarea la zona euro, România va trebui să facă un pas inițial în aderarea la zona comună bancară. Această zonă comună bancară înseamnă că normele BNR vor fi înlocuite cu normele Băncii Centrale Europene. Supravegherea BNR va fi înlocuită de supravegherea de la nivel european și asta va permite foarte ușor marilor jucători și a concurenței să intre și pe piața din România.
zilele trecute, marea majoritate a oamenilor politici, ca din întâmplare, pentru că este campanie electorală, au aflat că în România sunt cele mai mari credite, dobânzi la credite, respectiv cele mai mici dobânzi la depozite din Europa. Practic, marja dintre depozite și dobânda la depozite și dobânda la credite în România este cea mai mare din Europa. Mai mult, au aflat și faptul că în România, în momentan, depozitele și conturile curente ale populației și firmelor sunt mai mari decât creditele pe care le ia populația, respectiv firmele. Ceea ce înseamnă că băncile din România sunt pur și simplu intermediari. Iau de la români și dau la români. Au început să caute explicații, să vină cu fel și fel de sugestii. Săptămâna următoare au anunțat cei de la guvernare că vor modifica programul Prima Casă, alții au propus modificarea și plafonarea dobânzilor. Cert este că în campanie electorală toată lumea începe sau încearcă să propună maniere pentru reducerea diferenței dintre dobânda la credite și dobânda la depozite. Dar ce spune despre noi ca și populație, public larg, faptul că avem sume mult mai mari ca depozite decât credite? Nu spune despre populație, spune doar despre Consiliul Concurenței și despre Banca Națională. Înseamnă că există foarte puțină concurență pe piață și dincolo de ceea ce ar crede cei care au trecut doar de clasa 9 manuale de economie, concurența nu poate să apară așa din piatră seacă. Ține foarte mult de reglementator, de supraveghetor și de barierele de intrare. Tocmai de la asta pornisem, de la faptul că în momentul în care România se va alia și va adera la principiile europene, va crește concurența pe piață și în acel moment putem să ne așteptăm că dobânda la credite va scădea, dobânda la depozite va crește și românii vor avea același tratament ca și cei din vestul Europei. Asta este singura șansă. Reducerea barierelor de intrare și sporirea competiției. Ce spune domnul Rădulescu este fix invers. Este un apel de alarmă, genul băncilor, faceți ceva, că vin ăștia răi și o să vă ia din piață și nu o să mai puteți să aveți o poziție de oligopol. Cam ăsta este mesajul. Și era un alt mesaj într-o altă știre, ori să vină niște mari giganți internaționali cu niște noutăți pe piață care o să schimbe niște realități în România. Care o să crească concurența și o să vă ia din marjă. Adică, dintr-o dată, românii vor avea șansa să se împrumute și să aibă comisioane așa cum au și cei din străinătate. Ăsta este mesajul. Băncilor, ajutați-ne să rămânem în poziție, pentru că până la urmă, după cum vă spuneam de câteva luni, totul se circumscrie luptei pentru un nou Consiliu de Administrație BNR. Ajutați-ne să rămânem aici, pentru că sub noi ați avut o poziție de oligopol. Consiliul Concurenței n-a îndrăznit să vă dea amenzi, n-a îndrăznit să vadă manipularea robor. Ați putut să băgați ce comisioane ați vrut, ați putut să generați poziția asta de oligopol și, desigur, renta din oligopol, adică banii pe care ia de la clienții care sunt închistați, capturați. Și amenințările sunt la ușă, gata. Și amenințările vine Apple, n-a vrut să dea, vine Facebook, vine Apple, vine Google, vine Alphabet, ca să numim grupul. Toată lumea vrea să vină și să vă ia din această marjă fenomenală. Ați crescut cu 30% în primul trimestru din manipularea robor. Taxele n-au mai venit așa cum au fost anunțate de actuala guvernare. Țineți-ne pe noi în funcție și totul va fi bine. Păi actuala guvernare are alte priorități. Iată, avem un material scurt dintr-o declarație de presă a ministrului Eugen Teodorovici cu ultimele noutăți din ședința de guvern, care sunt cele mai recente inițiative ale guvernului în segmentul acesta financiar. Am să vă spun câteva dintre lucrurile pe care astăzi le-am aprobat în ședința de guvern. Aspecte care au făcut au fost parte dintr-un act normativ așteptat și care, spunem noi, aduce avantaje atât cetățenilor cât și economiei în ansamblu. Câteva dintre aceste prevederi se referă la, în primul rând, pentru încurajarea consumului
de alimente sănătoase și pentru impulsionarea vânzării de produse românești tradiționale, montane, eco, bio sau altele, autorizate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Guvernul României a decis reducerea la 5% a cotei de TVA pentru livrarea alimentelor, inclusiv băuturi, cu excepția băuturilor alcoolice destinate consumului uman și animal, animale și păsări vii din specii domestice, semințe, plante și ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele. A doua propunere a fost cea legată de asigurarea aplicării echitabile a legii și pentru persoanele cu venituri mai mici decât salariul minim, minim brut. Și în acest sens, Guvernul României a decis acordarea de facilități fiscale acestor persoane și a modificat în acest sens codul fiscal. Astfel, persoanele fizice pentru care baza de calcul a contribuției pentru sănătate a fost rotunjită la nivelul 1 sau, după caz, a 12 salarii de bază minime brute, vor beneficia de anularea contribuției la sănătate și a penalităților aferente perioadei 1 iulie 2015 31 decembrie 2017. De această măsură vor beneficia și persoanele fizice care nu au realizat venituri în perioada respectivă, adică 1 iulie 2015 31 decembrie 2017, cu excepția celor care au optat pentru plata contribuției conform ordonanței de urgență 41/2015. Ne-am întors, așadar se micșorează taxarea alimentelor bio, pe de o parte, pe de altă parte se începe cu o amnistie fiscală parțială adresată unei anumite categorii de persoane. Este doar începutul această amnistie? E ceva, cum interpretează, ceva de bine totuși de... Poate avea efecte benefice în economie o astfel de măsură? Sunt din categoria știrii mici din campania electorală. După cum ați văzut, și puterea și opoziția încearcă să fie în fiecare zi pe piață cu anunțuri, dat fiind că nu au mega realizări, astfel încât să o țină de la început până la sfârșit, repetând, am făcut 3 spitale regionale, am făcut o autostradă, că era suficient. Băiatul din Moldova cu metru de autostradă a generat o știre amuzantă. Acum 2 luni erau 0 km de autostradă, în cele 2 luni s-au dublat. Cu știrea asta putea să o țină și el în fiecare zi. Prin urmare, neavând știri cu impact masiv, care poate fi repetat și să nu trebuiască să inovezi în fiecare dimineață, domnul Teodorovici a ieșit cu aceste 2 găselnițe. Până la urmă, dacă le anunța în afara perioadei preelectorale, puteam să le tratăm serios. Fie foarte bine, a redus TVA-ul la aceste produse, cu siguranță această reducere de TVA se va duce la producător, nu va fi cedată consumatorului, pentru că consumatorii de produse bio au cu totul alt comportament. Se uită curba la calitate, lor de cerere, nu la preț, da, este mai puțin elastică. Producătorii știu că este o piață relativ captivă, pentru că nu sunt mulți, nici producători, nici importatori de astfel de produse, și prin urmare le-a făcut un cadou acestora de 4%. Nu trebuie nimeni să bucure dintre consumatori. Dar pe amnistia fiscală pe e amnistia totuși fiscală, mai mare. Eu cred că au consultanți foarte, n-aș vrea să le spun proști, dar slab educați. Este evident că politicienii sunt la mâna acestor consultanți și sunt jucați dintr-o parte în alta. În momentul în care a fost lansată această nouă cerere de taxe, de plata taxelor din 2013, probabil că ar fi fost inspirat din partea guvernanților să dea vina, desigur, pe cei care au fost responsabili, adică cei din guvernul Ponta, care au greșit. Și să păi le... adică pe dumneavoastră, n-ați făcut și dumneavoastră. Nu, eu am fost în primele 3 luni din 2012. Okay, deci ați scăpat. Deci eu am scăpat, da. Chiar dacă eram în guvern, cu siguranță m-ați fi auzit dacă ar fi fost o astfel de greșeală cât eram eu în guvern. Nu, a fost făcut în 2013. Dacă aflau de această greșeală și o anunțau și o recunoșteau, guvernul a greșit, tăia la toată lumea, aveau șansa să nu aibă foarte mulți nemulțumiți. Sunt nemulțumiți deja de 7 luni, o categorie foarte mare de profesii liberale cu venituri relativ mari în toată perioada 2013, 14, 15, 16 până în 17.
Păi mi-a spus o cunoștință avocat că i-au venit acum niște regularizări de aleșinat pe subiectul ăsta. Exact. Dacă făceau acest lucru pentru toată lumea și o făceau de la bun început, din momentul în care au văzut în greșeala guvernanților, probabil că era un element pozitiv și aveau, nu contribuiau la atâta supărare în rândul populației. Pentru că, după cum știți, impactul psihic al unei pierderi este de între 1,5 și 2,5 ori mai mare decât impactul psihic al unui câștig. Adică dacă vă iau 1000 de euro, veți fi de aproape 2 ori mai supărat decât dacă vă dau 1000 de euro. Așa se întâmplă și la populația care a perceput cererile astea de plată ca noi taxe, noi biruri impuse. În momentul în care vin și 5 rânduri de taxe una după alta și le vezi venind 2013, 14, 15, unul după altul, este clar că este o presiune foarte mare pe cash flow-ul persoanelor respective și foarte mult nemulțumire. Când în plus auzi în campania electorală că amnistia, care a fost clamată, pentru că domnul Teodorovici anunță amnistie de 3 luni în fiecare săptămână, n-a fost decât pentru o subcategorie din întregul ansamblu a celor care au primit astfel de notificări, cred că cei care nu intră în această categorie vor fi și mai supărați. Iar prietenul nostru avocat, cu siguranță, va avea o opțiune clară la votul de pe 26 mai. De asta eu cred că cei care consiliază sunt, nu lucrează chiar în folosul demnitarilor care anunță știrea. Au produs foarte mult disconfort cu aceste decizii de impunere, iar amnistia nu a făcut creează sânzanie, nu a crescut să și nu modifice presiunea sau să aducă lume la pozitiv la vot, ci mai mult să îi enerveze și să îi aducă cu sentimente negative la vot. Lăsați că există și știri pentru a aduce lumea la vot. Avem o declarație a ministrului Muncii pe tema pensiilor, care se recalculează și oamenii primesc până la 1000 de lei în plus la pensie. La nivel de Casa Națională de Pensii Publice suntem în această recalculare. Vreau să vă spun că datele de astăzi sunt următoarele. Decizii deja recalculate și trimise acasă pensionarilor, 46.476 de decizii. Decizii puse în plată, 38.126 de decizii. Vreau să fac mențiunea că, așa cum am promis, cu siguranță până la 30 septembrie 2019 vor fi calculate și practic achitate diferențele pentru toate aceste persoane. Este o muncă susținută, dar diferențele de bani sunt destul de consistente, 8, 10, chiar 12 milioane lei vechi pentru fiecare pensionar pe fiecare lună. De asemenea, vreau să menționez faptul că câștigul salarial mediu nominal net, iată, pentru prima oară în România depășește 3.000 de lei, și anume 3.075 de lei, în creștere față de luna precedentă cu 142 de lei, adică 4,8%, sunt datele prezentate de Institutul Național de Statistică. Ce înseamnă, domnule Isare, această majorare de pensii? Cui se mărește, de fapt, pensia cu 1.000 de lei? Că oamenilor care au pensii foarte mici, mă îndoiesc că li se dublează sau triplează pensia. Nu știu, asta este magia mediilor. În momentul în care vorbești pe medie, lași publicul să gândească dacă se referă la părinții lui sau ai vecinului. Precis pensionarii care au văzut această știre, deja se uită, se uită urât la vecinul pentru că nu se regăsesc. Probabil că pentru a avea încă 1000 de lei se referă la premianții care au 30.000 de lei pensie lunară. Sunt și astfel de cazuri în România. Nu știu, din nou este un gen de mesaj, cum a avut și domnul... Se recalculează pensiile încă de pe vremea ministrului Liau Lucuța Vasilescu, nu știu, tot recalculează. Și înainte, permanent s-au recalculat pensiile, joaca cu pensiile a fost unul din apanajele guvernanților. Fiecare guvern a avut un astfel de mesaj cu pensiile. Dar de ce se tot recalculează? Adică care nu e? La toți. Pentru că unele dintre decizii sunt normal să se recalculeze, pentru că au fost
cum să spun, asimetrii în, din punctul de vedere a banilor primiți de diferite categorii de muncă sau pentru cei care au ieșit la pensie în alte intervale istorice. Într-adevăr, atâta timp cât sunt niște inechități în sistem. Sunt niște inechități care au fost gestionate sau create cu bună știință tot de politicieni, pentru că au avut anumite grupuri țintă, militari, alte în funcție nișe, de cine a fost la butoane. În funcție de câmpul țintă, pentru că au existat anumite partide politice în anumite conjuncturi care au mizat pe un anumit bazin electoral. Când exista în floare mai mult naționalism, țineți minte că a fost construit un partid tot așa de laborator, cum mai sunt vreo 3-4, care avea grijă de zona armatei. Grijă, exact. Și în acel moment, normal că au marșat pe modificarea legislației. Au venit altele, au schimbat legislația. Toate aceste moduri de micromanagement la nivelul legislației pensiilor, normal că au creat asimetrii care au tot fost calculate. Ce este amuzant este că, după cum vedeți, e clar că există o presiune pe buget, n-au cum să facă față la toate promisiunile electorale și preferă să anunțe de pe acum recalculări până la sfârșitul septembrie, să dea o știre pozitivă, fără, pentru că nu vor găsi pensionarii creșterea luna viitoare. Până în alegerile de pe 26 mai. Până, cum vă spuneam, în toată această perioadă, toate știrile trebuie filtrate din perspectiva comunicării preelectorale. Toată lumea dă știri bune. Că este la putere, că este la opoziție, sunt toate promisiuni. În opoziție nu sunt știri bune. Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că economia României crește pe cale, declarații din care ne-am inspirat și noi titlul acestei ediții, sugerând faptul că se crește economia pe bază de consum și, de fapt, pe bază de datorie, pe bază de împrumuturi. Nu știu exact cine i-a spus și a explicat domnului Orban. Probabil că i-a explicat cum trebuie. Nu, n-am văzut declarația. Cert este că Institutul Național de Statistică nu își permite să mintă referitor la date. Și până la urmă, economia a crescut cu în jur de 5, ceea ce nu este ceva nenatural, pentru că ritmul natural, potențialul de creștere a economiei României este 5. Prin urmare, dacă crești la 5, înseamnă că n-ai bruscărat foarte tare economia. Asta nu înseamnă că ieșim din perioada în care, discutam anterior, spre sfârșitul anului, România va intra în ceea ce se numește recesiune tehnică, adică două trimestre consecutive de creștere negativă, să folosim un eufemism. Nu trebuie să ne bucure faptul că momentan economia este pe potențialul de creștere al economiei. Dacă vă aduceți aminte de anul 2008, în decembrie am avut 7,8, în decembrie 2008, în decembrie 2009 am avut minus 7,1% creștere economică. Economia se poate rupe foarte ușor. Economia a fost ruptă prin deciziile de blocare a creditării de la 1 ianuarie 2019 și prin creșterea de dobânzi pe care a gestionat-o Isărescu în bătălia pentru menținerea la conducerea cea BNR. Impactul blocării creditării și a creșterii dobânzilor, după cum v-am spus, se vede cu întârziere de 8, 9, 10 luni în economie. Prin urmare, la sfârșitul anului, vom vedea care sunt efectele blocajului de pe piața vânzării și construcției de noi locuințe și în antrenare de pe celelalte segmente economice. Inclusiv informația pe care ați menționat-o dumneavoastră, că avem mai multe depozite decât credite ca sume, ca valori, arată că nu era o problemă pe piața creditării. Adică, teoretic, poți să ai un multiplu din ce știu eu la credite versus exact, pentru că așa funcționează sistemul bancar. Acest efect de levier despre care vorbiți dumneavoastră, dat fiind că avem rezervă minimă, într-adevăr putem să funcționăm cu efect de levier. Nu este cazul în România să avem un efect foarte mare de levier
Și ăsta este motivul pentru care eu cred că la sfârșitul anului vom avea această recesiune tehnică. Totuși, domnul Isărescu este îngrijorat, inflația continuă să fie ridicată, deficitul de cont curent este din ce în ce mai mare, iar măsurile fiscal-bugetare creează mari incertitudini. Se prezintă într-o prognoză, scenariu aprobat astăzi de Consiliul de Administrație al BNR. Scenariul aprobat, dacă citeați tot paragraful, vă spunea că și în următoarele trei trimestre, deci distracție maximă, adică până la sfârșitul anului, inflația va sta deasupra intervalului țintă, 1,5-3,5. Adică iar nu nimerește. Termină mandatul și tot n-a nimerit inflația. Păi doar nu, în 2012. Nu poate să-și regleze tirul, domnul Isărescu. Măcar în declarație. Mai sus, știți cum, acum când ești mai tânăr, tirul ăsta ține mai bine, cu vârsta nu mai ține. Să nu fim răutăcioși. Păi nu, mă refeream la ținterea inflației. V-am spus, în 2012, probabil că era mai tânăr, a nimerit din întâmplare intervalul de... Păi știți și un ceas spart arată ora exactă de două ori pe... Da, pe 24 dumnealui din 2005 a nimerit-o doar o dată. Deci nu știu ce fel de ceas are. În acest moment, ăsta este amuzamentul din acest comunicat, spune și în următoarele trei trimestre, adică a rezolvat și anul 2019, inflația va fi peste intervalul țintă, desigur a găsit și vinovatul, bugetul și politica guvernamentală. Rata anuală a inflației a crescut până la 4,3% în luna martie 2019 și 4,11% în luna aprilie, de la 3,83% în februarie, situându-se deasupra intervalului de variație a țintei și peste nivelul prognozat. După cum vă spuneam, intervalul este destul de mare, adică apropo de unde țintește, este între 1,5 și 3,5. E mărișore, cât o poartă de stadion mare. Bă, nici măcar așa nu dă pe lângă. Păi da, este sabotat domnul Isărescu de acești guvernanți care provoacă instabilitate. Instabilitate. Singura problemă este că în tot acest interval, cu excepția crizei, deficitul bugetar a stat în 3%. Nu prea are cum să dea vina pe guvernanți. Datoria publică este sub criteriul de la Maastricht de 60%. E foarte dificil pentru un economist chiar să nu-l iei la mișto pe domnul Isărescu când face astfel de declarații. Eu îl respect pe domnul Isărescu. Și eu. Aș vrea să vă întreb ce se întâmplă în economie cu înlocuirea ROBOR cu acest nou sistem de calcul al dobânzilor, dacă produce niște efecte concrete în economie pentru sistemul bancar. Ați văzut că există o parte care putem să o luăm mai amuzant și în declarația domnului Isărescu la acest capitol, ROBOR versus nou indice. În cum să-i numesc, în mentalul domnului Isărescu, roborul va fi la un moment dat sub acest indice. Ia reamintim că roborul este un indice manipulat, nebazat pe tranzacții, iar acest nou indice este bazat pe tranzacții. Este foarte ciudat ca cotația din pagină să fie sub cotația mediilor tranzacțiilor. Cât de, n-aș vrea să spun, crede băncile domnului Sărescu. Nici măcar la ordin nu vor putea să facă asta sau să fie sustenabil. Din această perspectivă, normal că indicele... Adică de la... să coteze sub ce vând și cumpără în mod real. Da. Nu? Cumva, probabil, el folosește altă mână la duș. Nu știu cum să o exprim mai bine în română. De asta și-a imaginat că băncile pot să facă așa ceva. Revenind la concret, după cum s-a demonstrat, nou indice este substanțial sub robor. Roborul a rămas ca și formă de stabilire a prețului și normal că este importantă manipularea roborului pentru absolut toți cei care au luat credite până la momentul intrării în vigoare a noului indice. Iar aici avem o problemă. Este asemenea unei situații în care te prinde că furi curent și nimeni nu te penalizează. Nimeni nu te pune din momentul respectiv să plătești retroactiv. Este o mega problemă, pentru că toată lumea care are în acest moment credite robor, toată lumea care a asistat la lucrările Comisiei Senatoriale Zanfir, care au văzut raportul Consiliului Concurenței, care au văzut că a fost și este manipulat roborul, își pune problema, domnule, noi am rămas în continuare să plătim la un robor manipulat. Sunt câțiva norocoși, adică cei care vor lua credite
în monedă locală de acum încolo, dar marea majoritate a sute de mii de persoane care au luat, de exemplu, în prima casă, sunt blocate la robor. Și nici nu se mai pot refinanța pentru că a scăzut domnul Isărescu pragul. Exact! Ați spus-o foarte bine, pentru că modificarea aia făcută cu ajutorul domnului Gherghina din Consiliul de Administrație BNR este perversă, în sensul care nu ținea cont de faptul că același BNR, același Consiliu de Administrație a domnului Isărescu, a introdus de la 1 ianuarie 2019 noi norme de creditare și de refinanțare. Prin urmare, cei cu robor, până când nu va exista o decizie politică de modificare a legislației, sunt captivi la un indice manipulat. În concluzie, nou indice bazat pe tranzacție este mai mic decât roborul. Nu este nicio șansă, până nu va fi această decizie politică, ca roborul să fie sub nivelul acesta al indicelui nou. Unii vor plăti mai mult, chiar dacă știu că se fură curent. Ce înseamnă acest salariu mediu net peste 3.000 de lei? V-am spus, în momentul în care comunicați ca un politician cu medii, nu spui mare lucru. Da, într-adevăr, a crescut. Înseamnă că au intrat bani în buzunar pe medie mai mulți decât până acum. Nu ne spune decât că suntem în continuare în urmă din punctul de vedere al plății forței de muncă versus plata capitalului în România, că mai e loc de creștere și că există în continuare disparități foarte mari între, să zicem, media pe București și Ilfov și media pe Vaslui. Aici sunt probleme majore. Această disparitate creează problemele pe care le au, de exemplu, acum partidele în campanie electorală să comunice diferite măsuri la nivel de medie. Normal că cei din București zâmbesc când aud media asta, cei din Vaslui nu prea înțeleg pentru că este foarte departe de venitul lor mediu. Mă uitam pe o știre citând din domnul Cristian Socol, profesor ASE și considerat ideologul programului economic al PSD, 5% creștere economică, de ce este sustenabilă? Iată că nici acum nu a venit criza, mai așteaptă. Asta cu mai așteaptă arată ca un fel de confirmare și din partea PSD că se așteaptă la o criză. Bine, domnul Socol e și el conștient că economia funcționează în cicluri economice și că normal, după perioada de boom, urmează o perioadă de contracție. Este, pe de altă parte, în campanie electorală, probabil că este mulțumit că încă n-a intrat economia în recesiune tehnică și recesiunea tehnică, după cum v-am spus, a împins-o cumva spre sfârșitul anului. Acum, întreaga luptă va fi să nu intre recesiunea înainte de alegerile prezidențiale. Până la urmă, asta va fi bătălia. V-aș propune pe ultima parte din emisiune să ne referim un pic și la știrile politice. Nu am realizat ediția noastră săptămâna trecută când era la cald subiectul summitului de la Sibiu. Dacă doriți să faceți un comentariu pe ceea ce s-a întâmplat. Atunci nu știam mare lucru. Acum, astăzi, au circulat pe surse informația legată de faptul că s-a creat ca următorul șef al Europei, să-l numim așa, să fie o bulgăroaică. E o veste bună, e o veste proastă. E o veste bună că până la urmă este o reprezentantă din estul Europei, este o veste proastă că românii nu vor avea această poziție ocupată de un român. Și arată și că se poate. Adică dacă era un neam, zice, asta e, nu da, o să veste Europei. Noi. Da, se poate, e clar că după un polonez într-o poziție cheie vom avea un cetățean bulgar. Se poate, alte țări se pare că au un lobby mai bun la Bruxelles decât România, deși am fost gazde bune la Sibiu. De asta vă spun că pozele au ieșit foarte bine, toată lumea era zâmbitoare, m-au mulțumit pentru tratația de la Sibiu. Dar rezultatul pare că e foarte bun pentru vecinii noștri din Bulgaria, nu neapărat pentru noi. Știrea asta, normal că este apărută pe surse, probabil că în perioada următoare vom afla alte știri legate de deciziile de la Sibiu, nu știm mare lucru. L-am văzut nervos pe domnul Macron, nu vedem exact clar în acest moment cum anume va influența
bunăstarea cetățenilor din România, ofensiva domnului Macron pentru câștigarea supremației la nivel de european. Pe de altă parte, o știre la granița între administrativ și politic, doamna primar Gabriela Firea a găsit soluția rezolvării celor 22, dacă nu greșesc, sau 24 de companii municipale. Creează 11 companii noi care le vor îngloba pe cele vechi și care au fost declarate ilegale de instanță. Am trăsărit o secundă, am crezut că ai și tu poze. Nu, n-am poze. N-am bun, poze. Atunci dacă vrei să discutăm problema companiilor, e bine să așteptăm. Deciziile pentru mine, deciziile instanței au fost foarte clare. Nu știu exact ce truc juridic a găsit doamna Firea. Eu cred că va avea în continuare o problemă cu deciziile de înființare ale companiilor. Bine, și cu deciziile de sigur de a aproba anumite construcții în București. Să spun că are majoritatea acolo în Consiliul General, cât îi cere legea conform reglementărilor și înființează legal aceste 11 noi societăți. Ele pot cumpăra ceva înființat ilegal? De asta vă spun, e bine să așteptăm. Mie mi s-a părut foarte clară decizia instanțelor. Nu văd, dar s-au mai văzut în România. De asta sunt oarecum prudent în a afirma ceva, pentru că am văzut decizii ciudate și la Tribunalul București, și la Curtea de Apel, și la înalta curte. Atâta timp cât DNA-ul este în concediu, putem avea surprize de decizii stranii la nivelul instanțelor. Dar eu am încredere că totuși, până la urmă, deciziile corecte, cum a fost cea de invalidare a constituirii acestor companii din București, până la urmă vor fi urmărite și vor fi implementate. De asta vă spun, mi se pare un truc, o găselniță a domnei primar, să vedem dacă va reuși până la urmă să le implementeze așa cum își dorește. O știre care ar trebui să fie tehnică, dar din felul herupist și intempestiv în care se întâmplă, mi se pare mai mult politică decât tehnică. Sunt curios care este lectura dumneavoastră. Această mobilizare locală și internațională de a-l aduce pe Radu Mazăre într-un timp record în România. S-au perfectat toate actele pe bandă rulantă, s-au făcut acorduri, sper că luni îl aduc pe domnul Radu Mazăre în România să execute pedeapsa la care a fost condamnat. Cred că situația Cui servește în primul rând o astfel de doar în cheie politică poate fi interpretată, pentru că până la urmă domnul Mazăre nici măcar nu era ascuns ca domnul Popa în timpul alegerilor domnului Băsescu, scandalul cu domnul repatrierea. Domnul era la vedere, se știa unde este? Da, se știa, comunica la toată lumea cât de bine e acolo, dacă chiar vreau să-l aducă, puteau să-l aducă și anterior. Știrea este fix în campanie electorală, exact cum a fost aducerea domnului Popa legat de Sorin Ovidiu Vântu. Unii par a carul pe un, că mai sunt niște cetățeni care stau bine mersi, nu-i deranjează nimeni. Domnul Ghiță, de exemplu, doar că domnul Ghiță se pare că a fost foarte darnic în a șerui, să spunem, veniturile din investițiile de IT. Alții au preluat business-ul, lucrează foarte bine, a fost vizitat în Serbia. Este un protejat al sistemului. Domnul Mazăre ori nu a avut suficiente active, nu a avut ce să dea cum a avut domnul Ghiță, ori nu a fost suficient de înțelegător. Eu cred că mai degrabă a fost o schemă, o refacere a schemei cu domnul Popa, exact schema care a fost, cum să spun, de care deci a profitat domnul Băsescu. Brevetată, da, altă... Și au încercat să comunice același lucru. Ăsta este, cred că, motivul pentru care cei de la guvernare s-au grăbit să livreze actele, pentru că dacă nu reușeau să livreze actele în cele 5 zile, vă dați seama ce scandal mediatic ar fi fost, că blochează extrădarea domnului Mazăre, tocmai pentru că domnul Mazăre știe nu știu ce. Domnul Mazăre a anunțat că vine și că a obosit, ceea ce cred că l-a cam stricat din planuri, că a obosit îmi sugerează că nu va dori să facă declarații și denunțuri așa cum se așteptau. Cred că nici domnul Popa nu a făcut mari denunțuri despre domnul Vântu și relațiile pe care le avea cu anumiți politicieni. În încheierea emisiunii, dacă este un subiect care mi-a scăpat mie și vi se pare relevant în actualitatea curentă pe care doriți să-l comentați. Cred că avem o bătălie politică interesantă.
Sunt alegeri peste o săptămână jumate, toată lumea ar trebui să se prezinte la vot, pentru că implicațiile votului sunt mai mari decât cele pe care reușesc partidele să le comunice. Într-adevăr, sunt anumiți cetățeni trimiși la Bruxelles, foarte mulți dintre cei care au fost trimiși anterior n-au stat acolo decât ca pe o sinecură, n-au făcut nimic pentru România, ba din contră. Dar de data asta votul are mult mai multe implicații pentru alegerile din România. Foarte probabil să se piardă majoritatea după alegerile europarlamentare și foarte probabil să se creioneze și cine vor fi candidații pentru alegerile prezidențiale din toamnă. Mizați pe surprize la aceste alegeri europarlamentare? Se tot dau diverse sondaje, sigur, mai toate casele de sondaje în primul că sunt arondate unui anumit partid politic, direct sau indirect, prin anumite persoane. Cred că după aceste alegeri europarlamentare ar trebui politicienii să scoată o lege pentru a elimina manipularea crasă care se face prin sondaj. Eu am observat în ultimii 2-3 ani. Deci o plajă mult prea mare. Nu se poate cineva să dea PSD-ul la 35 și altcineva să dea PSD-ul la 20. Adică derapajul este major, e clar o manipulare, așa cum... Oricum, n-a dat nimeni PSD-ul la 46. Aici e unanimitate. Nici prin realocări. În momentul în care a existat o tentativă și o încercare chiar reușită de manipulare a votului în cazul Brexit și a alegerilor prezidențiale din Statele Unite, după cum știți, au existat măsuri și s-au modificat foarte multe lucruri în modul în care poate fi manipulată populația. Eu sper că după aceste alegeri europarlamentare și parlamentarii români să ia astfel de decizii, astfel încât să nu mai poată fi manipulată atât de pe față populația prin așa numitele sondaje. După cum precizați, între 21 și 35% este o plajă mult prea mare pentru un astfel de sondaj. E clar folosit pentru manipulare și ar trebui respectivele case de sondaj penalizate, amendate, închise, licențele ar trebui să fie scoase și respectivii angajați sau administratori ar trebui să fie penalizați. Dacă nu ajung să plătească în fața legii cum ar fi normal, măcar din punct de vedere financiar să simtă că există un cost pentru manipularea electoratului, pentru că până la urmă este un atac la adresa democrației dacă manipulează. Este exact pledoaria pentru care au avut de plătit cei de la Cambridge Analytica, pentru motivul pentru care patronul de la Facebook a ajuns în fața Congresului American. Toate marile democrații au luat măsuri tocmai pentru ca populația să nu fie manipulată atât de ordinar cum s-a făcut în trecut. În acest moment, prin aceste sondaje, este rândul românilor să plătească prețul faptului că nu există legislație și în România. Cum citiți faptul că la toate manifestările electorale majore sau prezențele majore ale liderilor politici de la putere în țară sunt și contramanifestații? Pare așa o încleștare destul de puternică între forțele puterii și opoziției la nivelul cetățenilor, la nivelul opiniei publice. Cred că este un comportament normal în campanie electorală. Normal că opoziția încearcă... Dar parcă totuși n-a fost așa în anii trecuți. Nu mi-a atras atenția să fie atât. Dacă nu polarizezi, nu vei avea prezență la vot. Asta este principala regulă după care cred că se ghidează strategii campaniilor. Gândiți-vă că în spatele acestor campanii există niște echipe care coordonează demersul partidelor. Dacă anumite partide, să zicem, din opoziție consideră că aceste forme de scandal reușesc să capteze și să coaguleze oameni care să meargă la vot, normal că o vor face. Gândiți-vă la următorul lucru. Marea majoritate a televiziunilor au avut pachete majore de publicitate pe care anumite partide le-au cumpărat. Unii au avut bugete foarte mari pe mână. Din această perspectivă, partidele care nu au avut atât de mulți bani pe mână, trebuie să utilizeze forme de gherilă
foarte stridente, astfel încât să ajungă, în ghilimele, la știrile de la ora 5. Cu cât sunt mai extreme formele de protest sau așa, cu atât vor ajunge gratis în zona televiziunilor unde n-au putut să cumpere spațiu. Deci în această cheie să citim aceste știri. Da, sunt forme extreme și sunt niște forme extreme care te aduc pe ecranele televiziunilor sau în presă sau pe online fără să trebuiască să investești în a cumpăra calupuri de publicitate sau să investești foarte mult în bunăvoința patronilor respectivilor televiziuni. Vă mulțumesc foarte mult pentru comentarii și pentru prezență. Aceasta a fost, stimați telespectatori, Economia 21 din această seară. Vă mulțumesc că venim după o scurtă pauză publicitară.